Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint o altă rasă, belgienii. Asta e un mascul de la domnul Florin Gheață. Vreau să îi mulțumesc pentru el. E un iepuroi foarte bun de reproducere și cu minte. Are și poziție faină, urechile faine mari, ochi și urechi. E o nuanță de gri cincila spre albăstrui. Deci e foarte măroc, nu știu dacă se vede ce burtoacă are. Lată în spate. Foarte, foarte frumos. Am produs din el și o să vă arăt și fetițe și vreau să îmi țin și un mascul. Aici e masculul ăsta scos din el și îi puțin mai deschis la culoare, gri cincila. Ăsta l-altă e negru și mama lor e grifier. Am mai avut încă unul mai deschis la culoare și m-am gândit să-l păstrez pe ăla, dar ce credeți că au făcut indivizii? S-au bătut, l-au mușcat de coițe și le-au smuls afară. Și la niște prieteni le-am arătat poze. Stătea așa apatic într-un colț și nu a vrut să mănânce. Și când l-am luat în brațe, am văzut că era ieșite coițele afară. N-au zis pe ăsta trebuie să-l sacrific, că nu mai pot să îl țin. Asta fac iepuroii, uitați cum șprițălesc cu vermorelul. Ăla-i negru, Thomascul. Nu știu, pentru doritor, dacă este cineva care îl dorește, iepuroi belgian negru, mare, frumos. Dar mie nu-mi place negru, deși am două iepurițe, una de haicol și una janetă, dar mascul nici într-un caz nu vreau să-mi țin. Și de aia zic că dacă cineva vrea să-l cumpere, e disponibil. Eu pe ăsta vreau să-l țin gri, cincila. Și de aici mai iau o fetiță. Așa, asta cu bărbie. Asta e, aia e fetița. Are bărbie albă și genul ăsta cu bărbie albă îmi place. Hai să te vedem. Vedeți bărbia albă. Și ăsta e masculaș. Ăsta n-are bărbie albă, dar și mai micuț și îi nărăvaș. M-a ciupit un pic de mână când i-am pus mâncare mai zilele trecute și am zis că nici într-un caz nu vreau să-l țin, că îi nărăvaș. Și mai mic ca soră sa și atunci nu-mi trebuie că transmite mai departe dacă e micuț. Dar pe soră sa vreau să-l țin. Și aici ăștia doi sunt masculi și să călăresc toată ziua. Așa, mergem mai departe. A, și femeia asta, tot de gri cincila îi, e soră cu asta la altă grifier. Și dincolo o am pe mama lor. Vedeți cum are bărbia albă. Acum, ce pot să zic? O duc bine, că se vede că au gușă. Deși îs la regim, dar asta s-a depus în timp. Are câțiva ani. E lungă.
Nu-i grasă, nu-i grasă pentru că la regim îi țin pe toți cu porție, dar dacă s-o depus odată gușa, nu mai am ce să-i fac. Aici mai am niște indivizi ce măr l-a sacrificat. Ăla o fi primul, că văd că e prea montator și îi deranjează pe toți. Ăștia merg la sacrificat că au o ureche în jos. Și mie nu-mi place chestia asta. Nu știu de ce. Ăștia albi sunt ureași de Transilvania. Aia e puriță și atunci tot deranjează. Și aici avem la liber, în șură, ureașii de Transilvania. Aici am vrut să vă spun. No, hai mă. No, a intrat cu capul în piciorul meu. Asta e mama, belgiană, și ea e cu gulerul alb. Dacă mai țineți minte, pentru cei care au văzut videoclipul în care am ținut-o cu burta în sus și am pus pe micuții ăștia să sugă de pe burtă. No, din patru, doar ăștia doi ori supraviețuit, ceilalți nu ori mai sub, nu știu ce s-a întâmplat, și doar ăștia doi indivizi. Unul e gri cincila și ăsta e gri fier. Dar, după cum vedeți, și ăștia țin delta plan. O ureche în sus, una în jos. Nici măcar în jos, în lateral. Și ăștia merg la sacrificare. Probabil sunt fetițe, nu știu. Dar nu mi le trebuie din cauza că au ureche în jos. Ce e, țuții? Ce te frământă? Ce te deranjează? Nu știu de ce să sperie, că nu se puroi ca să o deranjeze. Așa. Aici avem o gașcă de belgieni. Negru, unul singur, nu știu dacă nu e mascul, are poziție. Deci aici vreau să zic că am mai buni. Și ăla grifier are urechile faine și ăsta negru, poziție impunătoare. Aici mai am ăștia, deci 4-5, poate chiar și 6 care au urechile faine. Dar ăsta care ar fi mai gri deschis are ureche în jos, atunci merge la carcasă. Ăsta e singurul negru. Restul grifieri. 2, 4 grifieri și 3 gri cincila. O bucăți. Au o evoluție foarte bună. Se vede curul mare. Ăla se odihnește și ăsta. Acum cum am tras blidul, gata, iară le se face foame. Nu vezi ce urechi faine are și ăla și ăsta. Și tot de aia. Și mai am o surpriză în coteț. Înainte să intrăm în coteț, vreau să vă arăt. Ăla e un iepuroi, ureaș de Transilvania, mai tinerel. Nu mai știu, 5-6 luni, ceva de genul, 5-6 luni. Și așa bagă femelele în călduri. Umblă pe la cușcă și tot face. Și astfel, când insistă la o cușcă anume, și femeia merge pe lângă, nu se sperie, înseamnă că a intrat în călduri. Și atunci poți să
dau la monte. Nu contează ce iepuroi lăsați la liber, dar să umble. Și atunci le bagă iepuroaicele în călduri, pentru cei care nu știu. Și tot să chinuie să caute când a intrat, când a intrat. Și astfel iepuroiul le bagă în călduri. Am intrat în coteț și aici trebuie să le fac curat. Și surpriza aici, două surori belgiene. Asta e Frica și Curaj. Pentru că asta e mai fricoasă și asta e curajoasă. Așa nu văd să aibă semne distincte. Singurul semn e că a făcut mixomatoză, o formă foarte ușoară, și atunci asta curajoasă are doar un punct pe nas. Hai să te vadă populația. Și asta la altă are o liniuță, sau cel puțin așa se vede, mai liniuță. Hai bă, fricoasă. Deci vedeți că și cum pun mâna, asta e curajoasă. Asta arată, e Frica. Da-s frumos, amândouă. Și atunci aș vrea să le montez cu iepuroiul ăla tânăr. Și să scoatem gricincila. Din câte știu eu, asta se caută și nu prea se găsește. Și atunci dacă masculul ăla e gricincila, avem mai multe șanse să scoatem gricincila. Și să vedem dacă reușim să scoatem deschis. Cât mai argintiu. Astea nu au barbă albă. Seamănă pe iepuroiul gheață. Dar poate transmite de la iepuroiul ăla ce îl am micuțul. Da. Într-un alt filmuleț o să vă scot afară și iepuroii. E berbeci, salander și frosty, că prin cușcă nu se vede. Dar într-un alt filmuleț. Cam atât cu acest video. Vă salut Ariel și iepurii. La revedere!